gândurile autoare ale doamnei Doina Jela înainte de asta, însă având un microfon mobil pot veni spre dumneavoastră, am fi foarte bucuroși să ascultăm o intervenție, două din sală, sau întrebări pentru cei din această seară, pentru autoare și invitați. Sper să nu facem microfonie, ci să fie ridicat. Bună seara! Mă numesc Alexandru Panaitescu, sunt arhitect, n-am nicio treabă cu sociologia, sunt cercetător în domeniul arhitecturii, am practicat arhitectura și de 15 ani scriu cărți de istorie arhitecturii. Și mă interesează perioada de care se ocupă de doamna Jela. Nu aș vrea să mă refer decât la sau să-mi exprim stupefacția față de o întrebare care nu mă așteptam să se pună. Adevărul istoric? Doamnă, adevărul istoric nu există. Adevărul istoric, istoria este cea mai tainică treabă. Este cea mai tainică, cel mai tainic subiect. Eu am 70 de ani. Din 55 de ani când am intrat în școală, până astăzi s-au servit nu știu câte adevăruri istorice. Sunt mai tiner, știți mai puțin. Sau, mă rog, știți din auzite. Eu mă așteptam să am venit invitat de doamna Jela să ascult o poveste despre o carte, nu despre sociologie. Sociologia este canavasul pe care se desfășoară o acțiune. Literatura, eu nu vreau să fac acum o paralelă care s-ar putea pe unii să-i șocheze. Dar marile cărți de literatură dezvăluie istoria mult mai bine decât manualele de istorie. Nu dau exemple că s-ar putea să le... Dar știți bine la ce mă refer. În felul ăsta, deci, eu am perceput cartea ca o literatură, ca o poveste. Că Holocaust, că sigur că da, e la modă chestia, toată lumea e șocată. Toată lumea, când aveam vreo 15 ani, la școală învățam că mareșalul Antonescu e un criminal, tata îmi spunea pe șes, stai-mă din gură, că ăștia mănâncă ce nu le place, uite, era așa, așa, așa. Acum, mareșalul Antonescu e un erou. Cred că nu a fost niciun erou, niciun criminal. A fost un om nefericit care a trecut printr-o epocă nefericită. Și așa mai departe. Deci, e ceva șocant în cartea asta, apropo de școala Gusti, sunt niște goluri de cunoaștere și în subsidiar aduce, lămurește niște drame a unor categorii sociale, dar deasupra lor este povestea, e literatură. Haideți să discutăm de literatură. Adică nu cred că este vorba de un manual de sociologie, de istoria sociologiei. Că eu așa perceput-o, mă rog. Țin fericire. Vă rog să răspundeți. Dacă cineva a citit-o exclusiv ca literatură, totuși noi suntem invitați la Muzeul Țăranului Român, unde au loc discuțiunea și eu sunt foarte bucuroasă că această carte i-a interesat și a trecut și de exigențele lor care sunt în temă. Romanul nu e doar poveste. Romanul nu este o gumă de mestecat. Romanul trebuie să dacă vrei să reziste și trei sezoane, trebuie să aibă și o substanță acolo și să pună niște probleme. Și problema pe care o pune, am explicat-o în intervențiile mele. Această idee că pentru a cunoaște societatea noastră de astăzi, trebuie să știm cum a fost
cu adevărat aia de atunci. Bun, ideea cu, cu Antonescu, care n-a fost criminal și n-a fost nici erou, este mai lungă decât putem noi să discutăm în seara asta, dar seamănă cu povestea cu Ceaușescu, a dat și butelii și deci n-a fost criminal. A fost criminal, a dat și butelii, treaba lui cum și-a plătit păcatele, Dumnezeu o să juce, dar criminal a fost criminal. Ce mai încolo și face și așa și, așa și Antonescu și aș vrea să nu ne dea afară gazdele, să plecăm de bunăvoie. Da, o îndreptare, dacă se poate. Nicăieri în știință nu se afirmă că un fluture în Brazilia este cauza unui uragan în Filipine sau în Carolina de Sud. Se spune că poate să declanșeze ca să se întâmple uragan sau catastrofa sau ce, trebuie să existe o potențialitate pentru fenomenul respectiv. Și poate fi declanșat eventual de ceva care este întâmplător. Ceea ce, la fel, după aia, ziceți, bătăi din aripi de fluturi cauzează istoria. Nu. Deci există o potențialitate. Acum, poate că, dacă, de exemplu, nu se întâmpla o bătaie din aripi, să sară în aer cartierul general de la Odessa, la Armatei Române, nu se întâmplau a doua zi, a treia, acele masacre cunoscute cam asta. Dar poate că potențialitatea exista. Și, de asemenea, acum, din punctul de vedere al altcuiva, adevărul, dacă există. Adevărul, mi se pare că există, pe de altă parte, e complex. Nu e liniar. Adică reprezentările noastre despre adevăr sunt diferite de adevăr. Deci trebuie să... părerea mea. De-aia, dacă ați observat, mai de curând, nu se mai scrie istoria căderii Constantinopolului, nu se mai scrie... se scrie o istorie a evreilor, de exemplu. Sau, deci o istorie. Se specifică între istorie și, de exemplu, asta a devenit normă. Da, cu fluturile și cu Ionuță, cred că Ionuț Butoi a spus chestia asta, pentru ca bătaia de fluture să aibă un efect, este ca, era ca trauma să existe. Ori în Maria, trauma exista de la 3 ani și din cauza asta, tot ce s-a întâmplat a avut asupra ei o asemenea catastrofală influență. În fond, la mine, efectul fluturării vrea să... exact asta voia să ilustreze. Drama personajelor, drama mică a personajelor, a personajelor mărunte. Mai departe, na, spune unul că istoria o face fluturăra mare și noi o... Da. Nu știu științific cum stă treaba, că sigur nu sunt... Dar mie mi s-a părut o foarte... potrivită și expresivă metaforă. Da, deci este o metaforă la mine și am înțeles că toată lumea așa o ia în serios. Meteorologul acela, toată lumea o ia în serios ca metaforă, nu... Ori fluturile la ori altul se întâmplă ce trebuie să se întâmple. Ori este un fluture acolo, ori e unul în altă parte, există potențial. Relativ la adevărul istoric, adevărul se definește ca, poate fi definit ca cea mai bună aproximare a realității, iar pentru dimensiunea istorică avem documentele care au preponderență și pe de altă parte avem cei care au trăit istoric. E și cazul dumneavoastră în ambele situații. Și eu am văzut foarte mulți evrei, foarte multe personalități evrei și apropo de Holocaust și am abordat printre altele și această problemă a Holocaustului. Una dintre, mă rog, mai mult sau mai puțin personalitate, pentru mine este o personalitate, este Miriam Bercovici, un medic pediatru, pe care îl cunosc foarte bine, și care a scris o carte despre deportarea în Transnistria.
este ceva cu caracter anecdotic, dar care cred că este extrem de relevant. Deci, eu cunosc această doamnă, nu cât mai trăiește, la începutul anilor 90, și dânsa a scris o carte despre deportarea evreilor în Transnistria. Și a spus cum a... Doamna doctor Berkovici? Da, Miriam Berkovici. I-am medicat acum 3 luni, a avut la Curtea Vechi. Da, și descriu un fragment din cartea ei. Eu, în casă, aveam pe bibliotecă o lampă cu gaz din perioada interbelică. În perioada lui Ceaușescu se întrerupea mereu lumina și oamenii jurau. Și cu o săptămână înainte să citesc cartea, s-a stins lumina și a prins lampa cu gaz. Când a trebuit luminilor de caia. Și dânsa are o scenă în cartea, spune cum a ajuns în Transnistria și cum au fost cazați într-o căpere și au avut o pare de curând și au trebuit să prindă la gaz. Sunt foarte multe lucruri de spus și în acest context, apropo de adevărul istoric, care este o dimensiune, o parte a adevărului, părintele economiei matematice, al econometriei, întrebat dacă ar fi tine și-a reluat la început școlarizarea lui, dacă ar mai face econometrie. Și a zis, nu, aș face istoria economiei. Eu am citit mai multe tratate de istoria economiei și sunt de-a drept extraordinare și nemaipomenit de frumos. Asta ca o parte a istoriei științei. Și este extrem de relevant știință, pentru că sociologia fizică a societății, cum a zis fondatorul acestea, dorește să fie o sinteză. Iar ficțiunea este o sinteză extraordinară și știu foarte multe lucruri despre chestia asta. Și pur și simplu am putut așa să fac un scurt comentariu. Eu, ascultându-vă pe dumneavoastră acum, am reținut niște idei esențiale. Mi le-am și notat, dar sunt multe de spus. Și pur și simplu mi-a declanșat o puzderie de asociații care e mai frumoasă. Dezbaterea de astăzi a fost la nivelul așteptărilor și mai mult decât atât. Adică a fost ceva plăcut și un chip pentru mine. Vă mulțumesc!